nu sunt de acord că aceasta este o carte greu de citit. Ea inhibă prin volumul ei. Orice carte care se revarsă peste cititor cu o greutate de un kilogram îl sperie. Dar v-aș întreba dacă bucuria vă sperie, dacă e în cantitate prea mare. Poate doar nu suportați prea multă bucurie. Lectura acestei cărți a fost pentru mine un moment de fericire al vieții mele. O consider, mă rog, una dintre cele mai cărțile care m-au ajutat cel mai mult să fiu fericit în lume pe linia splendorii. N-are importanță că o citești în 10 zile sau în 3 luni. Parcurgi cu ea una dintre marile splendori ale minții umane, ale performanței artistice. Acesta e motivul care ar sintetiza unul singur argumentele pe care le-a dat Ioana Vârbulescu pentru lectura acestei cărți. Pur și simplu, bucurați-vă! Nu este greu de citit. Este o splendoare pură. Puțini oameni au ajuns să spună în cuvinte lucruri care par inexprimabile și care se întâmplă în vastitatea vieții fără ca noi să putem da seama de ele. Deci, într-un fel, veți pătrunde într-o dimensiune a umanului în care n-a pătruns nimeni niciodată până la el. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun, legat de subiectul și de actualitatea acestei cărți, este că, în fond, Muzil are geniu de a descrie personajul principal al cărții este o epocă și este schimbarea epocii. Ce este o epocă și ce înseamnă schimbarea ei, ăsta ar fi subiectul cărții. O epocă este dirijată, își capătă amprenta din mulțimea spiritelor care îi dau configurația. Ea se păstrează în cadrele acelea vreme de decenii, uneori cât un secol întreg. Oamenii obosesc de monotonia, chiar și a frumuseții și a lucrurilor bune și așa mai departe. Imperiul Austro-Ungar, așa cum a fost el în secolul XIX, în speță în vremea împăratului care îi se pregătește aniversarea a 70 de ani, deci a doua parte a secolului XIX, a fost în Viena și în Imperiul Austro-Ungar una dintre cele mai frumoase epoci ale omenirii. De ce trebuia să se schimbe această epocă? Pentru că oamenii, vă spuneam, suportă greu inerția istoriei. Și la un moment dat, prin mișcări nedetectabile, fără autori preciși, epoca începe să se schimbe cumva de deasupra capetelor noastre. Cartea este actuală pentru că noi trăim în oglindă, la dimensiunile actuale ale vieții noastre, o schimbare de epocă de care nu știm să dăm seama. Muzil, Ulrich, care este Muzil, de fapt, nu? Eroul cărții nu înțelege ce se întâmplă în jur și nu înțelege ce se întâmplă cu omenirea, cu Europa în speță. Ce anume a declanșat schimbarea de epocă? Semnele noului care apar în fiecare zi din locuri nebănuite și care încet, încet încep să tragă oamenii pe alt țărm al istoriei. Nimeni nu știe să spună de ce. N-a fost o revoluție, nu s-a întâmplat, nu un om anume a luat o hotărâre, nu a apărut un Napoleon care să mute lumea din loc, n-a apărut o revoluție criminală, o lovitură de stat ca cea din Rusia, pur și simplu lucrul se petrece ca în meteorologie. E imprevizibil. Și dintr-o dată, toată lumea care trăia într-un cadru de valori ferme și care păreau eterne, atenție, păreau universale, constată că ele intră într-un relativism total și că oamenii vor altceva, fără să știe exact ce vor. Și atunci încep să clameze toți noul, noul, vrem lucruri noi. Noi trăim astăzi într-o epocă de acest tip. Nu știm cine ne împinge către nebuniile de azi, nu știm cine a format prostia planetară a zilei, nu știm să dăm seama cum se poate ajunge la demențe de tipul unor aspecte ale corectnipolice. Am 5 zile trecute, vă dau rapid un exemplu, un bărbat a hotărât că este femeie. Și a spus, din moment ce mă simt femeie, sunt femeie. Să fie clar pentru toată lumea.
cei din jur l-au respectat, cum să nu respecti diferența pe care și-o asumă omul singur. După ce a fost acceptat ca femeie, s-a înscris la un concurs de ciclism. De femeie, evident, pentru că el se simțea femeie. L-a câștigat. Întâmplător, el era femeie, nu? A concurat la oaltă cu femei, ca bărbat biologic, dar ca femeie spirituală. Când trăim asemenea lucruri, când auzim că la facultățile mari ale lumii, la universități, în Sorbona, se dau formulare în care se scrie, se dau studenților formulare, pentru ce ați venit la universitate? S-a dat vara trecută la Sorbona Sciences Po. Ați venit pentru egalitate sau pentru cunoaștere, savoir? Cu legalitate, lucrurile savoir. În prima clipă rămâne trăznit ce legătură are cunoașterea cu egalitatea și ce se înțelegea prin egalitate în universitate. Studenții care au scris pentru savoir am venit, pentru cunoaștere, au fost trecuți pe o listă că să ne cunoaștem fasciștii din universitate. Ce însemna egalitatea? Însemna vrem aceleași note pentru toți. Toată lumea să ia 20. Nu, n-are sens să despletim concluziile în urmările acestei demențe. Ei bine, când o epocă se transformă așa, vă spuneam, nu se transformă dintr-un centru al lumii. Nu ia cineva hotărârea. Și valul istoriei ne poartă cu el, ne zbatem, unii ne dăm seama că se întâmplă ceva straniu, ne pierdem terenul ferm de sub picioare, dar nu ne putem împotrivi. Epoca pe care o trăiește Muzil, în speță Ulrich, eroul lui, este cea care își pierde criteriile. Își pierde criteriile valorilor, află, cum spune Ulrich la un moment dat aici, cei din jurul lui îi dădeau șanse de a fi genial. Dar el a înțeles că într-o lume în care caii de curse, boxerii și tenismenii sunt geniali, nu mai are sens să concureze. Și a renunțat la genialitate. Criteriile genialității s-au sustras. Ceea ce face erou de-a lungul cărții este să asiste la prostia care cuprinde lumea. Asta ar fi în linii mari de spus despre această carte magnifică, magnifică. Vă repet, eu n-am văzut un scriitor care să aibă acces la a spune inefabilul. Nu dau exemple că n-avem timp. Ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun este legat, Ioana Pârpulescu a vorbit despre efortul pe care l-a însemnat traducerea acestei cărți și măreția lui Mircea Ivănescu care a făcut asta. Rapid, într-un minut, cât mai am, vreau să vă spun că ar fi bine să fim conștienți de ce a însemnat o mare generație de traducători de geniu în limba română. Sunt oameni ale căror fapte de viață, a căror viață a căpătat o greutate de care noi nu suntem conștienți. Mircea Ivănescu a tradus așa, Joyce, Faulkner, Kafka, Muzil, Brock, somnambulic, Hannah Arendt, originile totalitarismului, poezia americană, Fitzgerald, Blândețea nopții și Marele Gatsby, Ezra Pound, Nietzsche, Ecce Homo, toate, majoritatea, adică cărămizi. Faptul că un om poate traduce din cea mai grea limbă germană, care este limba lui Muzi, în care infinite multe nuanțe, și să obțină această fluență, dându-i senzația că această carte a fost scrisă în română, este enormă. Oamenii ăștia care au tradus marea literatură a lumii și ne-au făcut, ne-au sincronizat cu marile valori ale lumii, acestor oameni ar trebui să le purtăm o recunoștință enormă, să le facem statui în piețele publice. Antoaneta Ralian a tradus 100 de titluri. Sorin Mărculescu e prezent printre noi.
a tradus integral Cervantes, supraul Cervantes. Are tot așa 70 de titluri traduse. Oamenii ăștia care stau în culisele culturii nu apar la rampă ca autori. Dar ei trebuie omagiați de un popor, pentru că au făcut cultura acelei țări. Nu ne-au lăsat în izolare. Așa încât vă mulțumesc, dacă îmi dați credit, nu veți regreta.